O fetiță de numai 8 ani care se afla pe trotinetă pe mijlocul străzii a fost grav accidentată de o tânără de 29 de ani. Femeia a fugit de la locul accidentului de teamă să nu fie bătută de rudele micuței. O fetiță de 8 ani din Galați a ajuns în stare gravă la spital după ce, aflată pe trotinetă, a fost rănită de un autoturism condus de o tânără, informează Inspectoratul de Poliție Județean Galați. Potrivit sursei citate, o femeie de 29 de ani din municipiul Galați, în timp ce conducea un autoturism din orașul de domiciliu, în dreptul unui bloc a surprins și accidentat o minoră de 8 ani, care s-a angajat în traversarea străzii printr-un loc nepermis pe trotinetă. Din cauza amenințărilor cu acte de violență din partea rudelor minorei, conducătoarea auto a părăsit locul producerii evenimentului rutier, s-a deplasat în parcarea unui market și a apelat la 112, anunțând ceea ce se întâmplase. La fața locului s-au deplasat polițiștii rutieri pentru efectuarea de verificări și luarea măsurilor legale care se impun. Minora a fost preluată și transportată de un echipaj de la ambulanță la spital în vederea acordării de îngrijiri și investigații medicale de specialitate. Conducătoarea auto deține permis de conducere valabil, iar la testarea alcool test rezultatul a fost negativ. A fost întocmit un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă și părăsirea locului accidentului, ori modificarea sau ștergerea urmelor acestuia, relatează realitatea.net.